Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video despre criptomoneta de Centurion. Ce reprezintă criptomoneta aceasta? Deci, criptomoneta aceasta este prima criptomonetă care, principiul de blockchain, a creat un stat. Deci, ca să devii cetățean la statul de Centurion, trebuie să procuri o monetă și să activezi pașaportul. Deci eu, când era promoție, am reușit pe 1 august să putea de intrat gratis, dar de la 1 august deja gratis aici nu se mai poate de intrat. Deci toată ideea despre această criptomonetă este pe pagina principală, .cs. Deci, uitați-vă, ce au ei? Ei au cumpărat o insulă lângă Kuala Lumpur, capitala Malaziei, unde va fi capitala de Centurion. Pe 4 iunie ei cu moneta aceasta au făcut o conferință în incinta Statelor Unite, organizația ONU. Deci ei deja emit pașapoarte. Această insulă, aici vor trăi în jur de 100.000 de oameni. Deci total monete sunt emise 30 milioane. Dar din ele o treime doar vor fi posibil folosit pentru a deveni cetățean. Deci maxim cetățeni vor fi 10 milioane în această țară. Cu timpul tot mai multe țări vor primi acest stat. Deci informația puteți să o citiți acest site, ce prezintă, general informație, dată la traducere, treptat, dacă vă este interesant. Apoi, cine va dori, deci uitați-vă, cum am spus, 30 de milioane maxim. Prin ce este interesant acest startup? Deci cine este posesor de monete primește undeva 50% de monete care, deci acum moneta costă în jur de 500 de dolari. Unde se vede această monetă? Deci dacă vreți, uitați, este bursa HitBTC, unde Decentorion. Deci cu timpul această monetă, deci ea va crește, va fi 25.000 de dolari, cum e planifică, peste 3 ani, peste 4 ani, la 31 decembrie, pe 2022. Și mai departe, deci ce планивка ей сфак? Ей вор трептат с емита, дече, че сам темпла? Ей ажута монете ной сесе репартизезе форте рапид. Дече, уйтат сфак у инсула, дече, не цял. Акума ей ау инсула, пюр му сайба ан пеште унан. В декабре три инсули, пеште ceva ani, 5 insule. La fel, cine vrea, poate deveni lucrător în ministerul lor.
Deci, la moment actual, în ministerul lor sunt implicați 2500 de oameni, pe urmă 5000-7000 jumate. Dar pentru a deveni membru, a conduce și mai departe, trebuie de dat un test. Testul este legat cu 5 video care sunt aici. Deci trebuie de trecut atent și studiat ce se spune în aceste 5 video. După ce s-a văzut acele 5 video, în final se propune de trecut un test. Dacă din 10 întrebări, 8 sunt răspuns corect, se poate de depus o cerere pentru a deveni membru a Cabinetului de Miniștri. Adițunturion. Deci este ceva super. Pur și simplu eu nu reușesc să studiez toate informații, sunt foarte multe și pentru fiecare video, dacă aș repeta, o să fie o vălmășală, o cașă, sau nu știu cum să mai spun eu. Deci e foarte multă informație care eu în câteva minute nu pot concentrat să o transmit. Deci dacă doriți, am hotărât să fac un video să vă arăt despre acest site, informația. Deja mai departe sunt cu studiați ce reprezintă. Apoi, nu știu cum e făcut. Deci este grupul meu în Telegram. Intrați, poate acolo periodic voi plasa câte ceva interesant. Cine dorește? Căci, cum am spus, aici, în statul de Centurion, se va concentra elita. Deci, cei mai bogați oameni din lume vor fi aici, treptat. Căci, cu timpul, totul se va concentra în jurul la criptomonede. Deci, ei... ce fac? Fac un stat special pentru cei oameni care deja sunt milionari și activează în sfera criptomonede. Și are abilități și capacități de a face vânzări. Deci aici uitați-vă, ei în fiecare lună adaugă monete noi care se poate de vândut. Deci parțial aceste monete companie care le emite, le vinde, o parte, jumătate din aceste monede se dau gratis la toți cetățenii statului de Centurion, proporțional câte monede are. Și aceste monede le vinzi deja singur la ce preț vrei. De pildă ai 10.000 de monede la careva afacere. Prețul inițial e de $1. Poți să-l vinzi cu jumătate dolar, poți să-l vinzi cu $5. Deci ai vândut monetele, banii ți-ai pus în buzunar. Deci asta e principiul de lucru aici. Abia e începutul, peste o careva perioadă, deci acest site va fi foarte, foarte întrebat, dar locuri vor fi practic imposibil aici de primit, căci, cum am spus, sunt doar 30 milioane de monede. Deci cam atât ce am vrut să spun, studiați acest video, informația este în descriere, linkul de înregistrare și linkul de înscriere la grupul Telegram, dacă este nevoie de informații mai multe. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.